Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Îi mulțumim pentru că El este prezent în mijlocul nostru. Sufletul nostru l-a simțit atunci când s-a vorbit din cuvânt, l-a simțit atunci când am cântat, l-a simțit atunci când ne-am rugat, pentru că El este Dumnezeul cel atotputernic. Amin. Aș vrea să spun câteva cuvinte în introducere și să mulțumesc fratelui Vasile, capitanul, el este un prieten mai vechi al nostru. Chiar ieri mă gândeam că suntem prieteni de peste 18 ani și cred că prietenia aceasta nu s-ar fi realizat niciodată dacă nu l-am fi cunoscut pe Domnul Iisus Hristos amândoi. Vedeți, ca Dumnezeu să facă un lucru bun, câteodată are nevoie de cel puțin un om, dar mai mulți. Atunci când privim la o familie bună, are nevoie de doi oameni. Atunci când privim la o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o săvârșească, spune, caut un om. Atunci când privim la o biserică, Dumnezeu are nevoie de mai mulți oameni pe care să-i folosească. Și mă bucur pentru că pe fiecare dintre noi, în aspectul vieții spirituale, ne folosește Dumnezeu. Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El, pe familia Lui, pentru că de fiecare dată când am venit în mijlocul dumneavoastră, ne-ați primit cu atâta căldură. Primiți salutări sfinte din partea Bisericii Betania, din partea fratelui Luigi, care îl salută pe fratele Vasile Căpitanu. Și în același timp, aș vrea să mulțumesc mai multor persoane care sunt în mijlocul dumneavoastră și sunt prieteni cu Biserica Betania, cu fratele Luigi, și chiar mi-a cerut să le mulțumesc. Fratelui Vasile Brașoveanu, fratelui Adrian, care îl văd în dimineața aceasta în mijlocul nostru. Mi-aduc aminte că în anul 2008 am avut un turneu, cum am avut și anul acesta, cu Biserica Betania în mai multe locuri. Anul acesta am fost în 7 localități mai mari, în altele mai mici, aproximativ 150 de persoane. În primul turneu pe care l-am făcut noi atunci cu biserica, în anul 2007, am fost doar 40 de persoane și am fost în mai multe locuri în România. Și fratele Adrian l-am cunoscut într-un moment al călătoriei noastre și ne-a cerut să venim la Toflea. Cu siguranță n-am putut să venim toți atunci, dar el a insistat pe un lucru, măcar fratele Luigi și tu să vii. Și am încercat într-un fel să îi explic că nu se poate și n-am reușit. La un moment dat mi-a spus să-i dau numărul fratelui Luigi și nu știu ce a vorbit cu fratele Luigi, pentru că la un moment dat eram dimineața, fratele Luigi m-a tras un pic deoparte și a spus în felul următor: în ultima zi când suntem în România, mergem amândoi la Toflea. Am vorbit cu un frate și a insistat foarte mult să mergem. A doua zi trebuia să zboare în America, la 6 avea avionul, la 4 trebuia să fie la aeroport, dar mulțumim Domnului că a dat o seară binecuvântată și mai mult a legat o prietenie care a rezistat zeci de ani. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În același timp, de multe ori am venit în mijlocul dumneavoastră, fratele Francis, familia lui ne-au găzduit și îl binecuvântăm și pe el în numele Domnului, chiar dacă nu este prezent. În ziua de luni vom merge împreună cu el și cu alți frați, vom merge în Teleorman la o evangelizare într-un sătuc pietrușani, pentru că împreună cu fratele Luigi și Biserica Betania din Chicago avem o lucrare acolo și vrem să facem un moment de evangelizare. Și o parte din frații care ne ajută sunt și dumnealor. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i răsplătească. Vedeți, de fiecare dată când venim la adunare, și dumneavoastră ca și mine, așteptați ca Dumnezeu să lucreze într-un mod special și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar în același timp m-am uitat la frații care au fost până acum în locul acesta, au îndemnat poporul să-și deschidă inima. De fiecare dată când Dumnezeu a lucrat în Israel, a fost momentul acela în care oamenii care au fost înaintea lui Dumnezeu au vrut să-și deschidă inima înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, haideți să avem această dorință, Dumnezeu să lucreze, dar noi să avem o inimă deschisă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului,
care Dumnezeu l-a pus pe, în inima mea. Personal aș vrea să vă mărturisesc că m-am gândit la un alt text, m-am gândit la mai multe pasaje, pentru că nu e ușor când vii în locul acesta și nu e ușor când vii într-o biserică de referință cum sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți de referință prin păstorii dumneavoastră, prin slujitorii pe care îi aveți, prin cântăreți și într-un fel ați pus toflea pe hartă. Dacă mulți n-au știut de localitatea aceasta, datorită lucrării pe care Dumnezeu a început-o cu zeci de ani în urmă, în mijlocul dumneavoastră, ați pus pe harta României și mai ales în lumea evanghelică toflea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să citesc cuvântul acesta care se găsește în Isaia, capitolul 6, începând de la versetul 1. Pagina în scriptură 686. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1. Un pasaj cunoscut de noi toți, pe care Dumnezeu îl folosește în multe rânduri în viețile noastre ca să ne atragă privirile spre El. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul lui de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin, până aici cuvântul Domnului. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Aș vrea să spun câteva cuvinte în introducere despre profetul Isaia. Profetul Isaia este unul din cei mai mari profeți ai Vechiului Testament. Mai este numit evanghelistul Vechiului Testament. Noi știm că evangheliștii sunt în Noul Testament, dar datorită cuvântului explicit pe care el îl are, datorită atitudinii pe care el o are față de lumea pierdută, datorită cuvântului inspirat de Dumnezeu prin gura lui cu privire la nașterea Mântuitorului, Isaia este denumit și evanghelistul Vechiului Testament. Vedeți, el a slujit pe timpul a patru împărați. Patru guverne s-au perindat în perioada în care Isaia a slujit și niciunul nu l-a îndepărtat până a venit un împărat rău pe nume Mănase, care nu i-a mai plăcut de mesajul pe care Isaia l-avea din partea lui Dumnezeu și pur și simplu a dat ordin ca Isaia să fie tăiat în două cu ferestrău. Știți cine a dat ordin? Cineva pe care el îl ajutase, cineva care îi făcuse mult bine. Isaia i-a făcut mult bine atât lui Manase cât și lui și tatălui său Ezechia. Dar totuși a primit o sentință din partea acestui om rău, pentru că nu i-a mai plăcut mesajul care venea de la Dumnezeu prin Isaia. Isaia era doar ambalajul, era doar vasul prin care Dumnezeu transmitea mesajul. Și omul acesta, firesc, pur și simplu s-a enervat așa de tare încât a dat ordin să fie tăiat în două cu ferestrăul. Apoi aș vrea să mai spun că cel mai mare profet al Vechiului Testament este denumit Isaia, fiindcă nimeni nu l-a văzut pe Domnul așa cum
l-a văzut Isaia. În Isaia, capitolul 7, versetul 14, se spune: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi veți pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Vedeți? Aici Scriptura vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu s-a născut. El nu a fost născut printr-o naștere biologică cum ne-am născut noi, fiecare dintre oameni. El a fost întrupat. O fecioară a născut pe Domnul Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și Isaia a văzut lucrul acesta. Nu l-a înțeles. Oamenii nici acum nu înțeleg și încep să pună sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu. Dar a crezut că-și Dumnezeu este acela care poate să împlinească. Și mulți din Israel au crezut promisiunile acestea. Apoi l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos stând pe cruce. Isaia 53. Și acolo evreii au o mare problemă, pentru că nimeni parcă nu anticipează atât de aproape și atât de corect suferințele Domnului Iisus Hristos. Cu 750 de ani înainte de a se naște Domnul Iisus Hristos, Isaia prin Duhul lui Dumnezeu profețește și vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela în care Isaia profețește, oamenii au început să aibă dubii, pentru că în anul 700, când Isaia a profețit, la 100 de ani, regatul de nord din partea lui Israel, cu capitala la Samaria, este desființat. Și parcă am spune noi că Isaia nu și-ar mai putea să-și împlinească prorocia, fiindcă nu mai există tot Israelul. La 100 de ani după aceea vin babilonienii deasupra, la regatul de nord, au venit asirienii și l-au făcut una cu pământul. A rezistat regatul de sud, unde era Iuda și Beniamin, cu capitala la Ierusalim. Și peste 100 de ani vin babilonienii și rad de pe fața pământului tot statul lui Israel. Și Ierusalimul devine nelocuit. Și aici fratele păstor Vasile, capitanul, vorbea despre un om numit Nemia, care a văzut că cei 70 de ani pe care Dumnezeu i-a profețit pentru poporul lui Dumnezeu că va fi dus în robie s-au împlinit și a știut că își trebuie să renască poporul evreu. Dar pentru cei din generația aceea ar fi spus: măi, ce a prorocit Isaia cu 245 de ani înainte, nu s-a împlinit și noi nici nu mai avem țară, nici vorbă de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Noi suntem robi ai altor popoare, noi ne-am desființat ca națiune. Și după 70 de ani de robie, Dumnezeu începe să aducă poporul lui Dumnezeu înapoi, pentru că avea în plan să-și continuă, să-și zidească poporul său și împărăția sa. Și avea în plan să trimită un mântuitor, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să vă gândiți de fiecare dată când nu-L înțelegeți pe Dumnezeu, nu vă grăbiți să rostiți verdicte. Așa au făcut evreii și au greșit. Lăsați timpul, lăsați lucrurile în mâna lui Dumnezeu, așa cum a făcut Isaia. Și au mers mai departe, s-a rezidit templul, s-a pus din nou și vine Domnul tot printr-o prorocie Dumnezeu și spune: slava acestui templu va depăși slava templului anterior care fusese construit de Solomon. Și spune, pentru că primul templu a fost construit din belșug. David a pregătit tot materialul, Solomon l-a construit. Și la un moment dat, templul acela a fost dărâmat și au venit un alt templu și au fost construit pe timpul lui Zorobabel, pe timpul lui Nemia. Și au pus din nou să fie construit templu, dar nu l-au mai construit din belșug, pentru că ei erau robi și au început să ceară împăraților material de construcție. Și a fost construit așa, mai am spune noi, nu așa de frumos ca templul cel care a fost construit de Solomon. Și parcă aveau inima strânsă și spunea: din faima templului pe care l-a avut odinioară, acum construim căsuța aceasta care nu e așa de frumoasă ca și cea din tâi. Și vine Duhul lui Dumnezeu și spune: faima acestui templu care îl zideau ei atunci va depăși faima primului templu. De ce?
pentru că cu sute de ani după aceea trebuia să se nască Hristos și avea să fie dus la templu. În a opta zi, Scriptura spune că părinții lui Domnului Iisus Hristos, Iosif și Maria, l-au dus la templu. Vedeți? Dumnezeu este în stare să facă lucruri mari pentru fiecare dintre noi când avem încredere în El și nu ne socotim cuvântul Său. Acestea sunt câteva lucruri din introducere pe care am vrut să le spun cu privire la pasajul acesta, dar în același timp aș vrea să privim în dimineața aceasta și să vedem ca și o idee de bază să fie în mintea și inima noastră la cine privești. Vedeți, cuvântul spune în anul morții împăratului Ozia. În anul morții împăratului Ozia. Isaia era în templu. Avea în jur de 20 de ani, încă nu fusese chemat de Dumnezeu în slujire, fusese chemat de Ozia să-i fie cărturar, să-i fie un fel de ministru, dacă am spune așa din zilele noastre, să fie la curtea împăratului. Se pare că între cei doi a fost o relație de rudenie. Ar fi fost văr cu Ozia. Și l-a chemat acolo. Probabil că a văzut un potențial în tinerelul acesta pe nume Isaia. Și l-a chemat să fie împreună cu el din echipa de conducere a țării. Și toate lucrurile acestea au fost bune, toate bune și frumoase, până într-o zi în care Ozia a murit. Știți ce a însemnat pentru Isaia? Asta a însemnat că el a privit mult timp la Ozia. Dacă privim la pasajul acesta și altele, vom vedea că Isaia, cea mai mare traumă a vieții sale, a fost când Ozia a murit. Știți de ce? Pentru că a privit la Ozia. Noi ca și oameni suntem tentați să privim la oameni, suntem tentați să avem modele din lumea umană și lucrul acesta este bun. Până la un punct în care idealul uman se năruie. Fiecare ideal uman, fiecare persoană poate falimenta. Atunci când este vorba de lucruri spirituale, singurul care nu falimentează niciodată este Dumnezeu. Singurul care are putere să-ți țină lucrarea, să ne țină pe noi în mâna sa, este Dumnezeu Tatăl, care binecuvintează pe cei ce se încred în El. Și Isaia n-a înțeles lucrul acesta. Isaia a privit la Ozia. Dar haideți să vedem cine a fost Ozia. În 2 Cronici, în capitolul 26, începând de la versetul 1, ne spune cine a fost Ozia. Și care a fost într-un fel, aici este toată istoria lui Ozia. Și spune, tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani și l-a pus în locul tatălui său, Amația, l-a pus împărat. La 16 ani să ai așa putere să convingi un popor să te voteze, credeți-mă că nu este lucru de apucat. Omul acesta a fost înzestrat de Dumnezeu, a fost rânduit de Dumnezeu să fie un conducător, să fie un conducător puternic. Probabil că, așa cum eu am 4 copii și dumneavoastră aveți copii, în ziua de astăzi, la 16 de ani, aproape că nu-i dai mari lucruri să facă, pentru că ți-e frică, nici guvernul nu-i dă voie să conducă o mașină. La dumneavoastră la 18, la noi începe pe la 16 să poată avea permis. Dar sunt lucruri care nu le poate face, dar totuși omul acesta a fost ales de Dumnezeu și de popor. Scriptura spune tot poporul. Știți ce vrea să spun aici? Că n-au fost oameni care să fie împotriva lui Ozia să fie împărat. Au acceptat toți voia lui Dumnezeu că copilul acesta trebuie să conducă națiunea. Mergem mai departe, ales de popor. Omul acesta a făcut alegeri corecte. Vedeți? A făcut alegeri corecte în viața sa. Versetul 4. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său Amația. Alegeri corecte. Omul acesta nu doar că a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu, a știut să facă alegeri corecte în viața lui. Dacă un lucru este greu astăzi, este greu să faci alegeri corecte. Este greu să alegi să vii la adunare, este greu să îți înfrânezi
vorbirea, este greu să ai o trăire, așa cum explica fratele, prin Duhul, pentru că toate lucrurile acestea se fac printr-o alegere interioară la nivelul minții și la nivelul inimii pe care omul trebuie să o aibă, și Dumnezeu atunci vine și compensează, ne ajută. Compensează înseamnă ne ajută cu puterea sa prin Duhul lui Dumnezeu. Spunea fratele mai devreme, fiți plin de Duh. Ei, un astfel de om a fost Ozia. Un om care a făcut alegeri corecte. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Omul acesta n-a domnit 4 ani sau a mai prins încă 4, așa cum vrea să prindă președintele Trump și noi în America ne-am bucurat să mai prindă. Omul acesta a domnit 52 de ani la Ierusalim peste poporul lui Dumnezeu. Puține domnii. Știți cât a domnit David? Știți cât a domnit Solomon? Știți cât a domnit Saul? 40 de ani. Puține domnii sunt care au trecut de 40. Omul ăsta a domnit 52 de ani. A fost împăratul lui Iuda. Un om ales de Dumnezeu. Un om de care Dumnezeu s-a folosit. Avea un anturaj bun. Isaia privea la omul acesta ca la un exemplu, ca la un ideal. Ar fi vrut să fie și el ca și Ozia. Și privea la el în felul acesta. Priviți la ceea ce spune versetul 5. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Priviți ce anturaj avea Ozia. Un copil care stătea pe lângă bătrâni, pe lângă oameni înțelepți, care aștepta un sfat de la frații păstori, care aștepta să-i sugereze cum să conducă poporul, un anturaj sănătos. Și nu se ducea nici la consilieri, se ducea la oamenii lui Dumnezeu să-i spună ce să fac în problema aceasta. Și omul acesta mergea și îl întreba pe Dumnezeu și avea din partea lui Dumnezeu o revelație. Și zicea, Ozia, tu dacă faci așa, o să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În viața ta va fi prezent Dumnezeu. Ascultați-mă, dragi tineri, căutați sfatul lui Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu, căutați un anturaj sănătos. 80% din păcatele care le fac oamenii din lume, știți, sunt datorită cui sunt? Datorită anturajului. În momentul în care vrei să ieși dintr-un anturaj, diavolul va încerca să te aducă înapoi. Știți de ce unii au venit în biserică și au plecat înapoi în lume? Poate la dumneavoastră nu, la noi la Chicago avem din aceștia. Știți de ce? Datorită anturajului. Au început să-i cheme, a venit la biserică și aici frații, fiecare are familia lui, fiecare are viața lui și a venit o duminică, două, trei și nu l-a căutat nimeni. Nu a vorbit nimeni cu el, nimeni nu l-a chemat la o părtășie așa cum amintea fratele. Poate nimeni nu l-a chemat la un pahar de suc sau de apă plată. Să stea de vorbă cu el. Omul acesta a venit în casa lui Dumnezeu și poate trebuia să fie într-un fel, să-și găsească un anturaj nou și nu s-a găsit. Și peste o lună, două, trei, l-au sunat prietenii și l-au întrebat, te-ai pocăit? Da. Hai cu noi din nou. Măi, nu mă duc că m-am pocăit. Hai cu noi din nou în lumea aceea care era odinioară și eram fericiți, eram bucuroși. Hai cu noi din nou. Și omul a rezistat. O lună, două, trei, și apoi s-a întors înapoi în lume. Știi de ce? Datorită anturajului. Omul acesta a avut un anturaj sănătos. L-a căutat pe Dumnezeu. Versetul 6, un om de acțiune. A fost ales de tot poporul, a făcut alegeri personale corecte, a avut un anturaj sănătos. Versetul 6, a pornit război împotriva filistenilor, un om de acțiune. La omul acesta nu i-a fost frică de dușmani, nu i-a fost frică că unul predică mai bine, nu i-a fost frică că unul cântă mai bine. El a știut că este cu Dumnezeu și a mers înainte. Pe el nu l-a interesat ce zic oamenii. El a mers înainte pentru că el știa că este un om de acțiune și cu el era Dumnezeu, punct. A pornit război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gadului, zidurile Iabnei și zidurile Ajdodului. A zidit cetăți
ținutul Ajdodului și între filisteni. Omul acesta s-a dus peste dușmanii lui Israel, care nu erau puțini. Și astăzi, când te uiți la dușmanii lui Israel, începi să nu-ți prea placă că ești pe acolo, dacă te duci pe acolo și vorbești de evrei. Am fost de două ori în Israel și de fiecare dată când am intrat în zona Betleem, în zona lor, nu prea îți place. Vrei să vezi locurile acelea, dar nu prea e bine să mergi printre dușmanii lui Israel. Omul acesta nu numai că s-a dus și i-a nimicit, a zidit cetăți în mijlocul lor și a pus reședință de evrei în mijlocul filistenilor și oamenii aceia n-au avut curaj să atingă de ei nici măcar de un fir de păr, pentru că cu ei era Dumnezeu și știau lucrul acesta. Filistenii cunoșteau lucrul acesta, dușmanii lui Israel cunoșteau lucrul acesta. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, dușmanii tăi cunosc că îl cunoști pe Dumnezeu? Știu că ești copilul lui Dumnezeu? Știți cum vor ști? Noi nu mai avem o luptă împotriva sângelor. Vor ști dacă noi îi iubim, dacă noi ne rugăm pentru ei, dacă noi le vorbim frumos, dacă noi atunci când ei ne bagiocoresc, stăm și spunem, nu știu dacă e bine ceea ce faci, dar știu un lucru, căci Dumnezeul meu este mare și mă poate proteja. Eu nu am cum să mă apăr, eu sunt doar un om, dar Dumnezeul cel atotputernic poate să ne protejeze. Acțiunea pe care noi trebuie să o dezvoltăm este una spirituală. Ozia a dezvoltat o astfel de acțiune. A căutat ajutor din partea lui Dumnezeu, versetul 7. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau, împotriva altor popoare. Versetul 8. Amoniții aduceau daruri lui Ozia. Știți ce făceau aceștia? N-au vrut să aibă război cu Ozia, dar au preferat să-i plătească tribut. De ce? Că recunoșteau că el este un împărat mai puternic. Recunoșteau că forța lui Israel în vremea aceea era una aproape de vremea lui David. Pentru că Ozia este foarte aproape, din toate punctele de vedere, de vremea lui David. Evreii și acum vorbesc cu respect cu privire la vremea lui David, cu privire la vremea lui Ozia, pentru că știe că țara lor, micuță, aveau putere prin Dumnezeul pe care îl slujeau să fie protejați de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a ajutat. Versetul 7. Versetul 9. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, la poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghiul. Le-a întărit, a întărit cetatea Ierusalim. Lucrul acesta l-a mai făcut doar Solomon. De pe timpul lui Solomon, cetatea Ierusalim n-a mai fost întărită. Ozia a zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni. Știți de ce? Pentru că mergea cu armatele și trebuia să aibă resurse de apă. A fost un strateg, un om înzestrat de Dumnezeu cu înțelepciune. El știa că dușmanii nu-i vor plăcea să-i plătească tribut și să-i accepte domnia și știa că vor veni peste el. Și el, în vremuri de pace, a încercat să-și caute soluții pentru vremuri de criză. Ascultați-mă în dimineața aceasta. Dacă vreți să aveți soluții în vremuri de criză, în vremuri de pace, căutați lucruri care vă pot fi de ajutor în vremuri de criză. Aveți o viață sfântă, aveți un anturaj sănătos, căutați-L pe Dumnezeu, cereți ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci când va veni o vreme de criză, nu veți fi singuri. Pentru că Dumnezeu va ridica oameni, sau dacă nu se vor ridica oameni în jurul dumneavoastră, însăși Dumnezeu va veni lângă dumneavoastră. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, în ultima epistolă pe care el a scris-o, în 2 Tit, în primul răspuns de apărare n-a fost nimeni lângă mine, dar Domnul a fost lângă mine. Domnul a fost lângă mine și a venit Dumnezeu în celula aceea și i-a dat lui Pavel ceea ce nu-i puteau da oamenii. Vedeți, ar fi mai multe de spus, un bun administrator, versetul 15, a făcut mașinării de război, dar toate acestea s-au întâmplat până într-o zi. Pentru că, aduceți-vă aminte, primul lucru, Isaia privește la Ozia ca la un exemplu personal. Și toate au fost bune până într-o zi.
Versetul 16. Dar când a ajuns puternic, 2 Cronici, capitolul 26, versetul 16. Când a ajuns puternic, știți când îi cunoașteți pe oameni, când ajung puternici, când au ceva de oferit, când sunt acolo undeva anonim, nu-i cunoașteți. Știți când îi veți cunoaște că sunt oamenii lui Dumnezeu? Când vor ajunge puternici. Acolo se vede adevăratul caracter. Când a ajuns puternic, inima lui, n-a fost așa, inima lui deodată a prins contur la altceva. Scriptura spune, i s-a înălțat și l-a dus la peire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Îngânfare, un om îngânfat a început să știe, poate că predică bine, poate că are o slujbă bună, a început să creadă că fără el nu se mai descurcă nici la Chicago, nici la Toflea, nici pe toate meridianele lumii. Și a început să fie îngânfat, a început să fie arogant, a început să aibă o privire de sus, în jos, înspre oamenii cu care discuta. Scriptura ne spune că s-a îngânfat. Versetul 16. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți. Când a văzut că omul acesta și-a permis să intre în templu, el trebuia să stea în palatul său, el trebuia să conducă Israel din punct de vedere social-politic, din punct de vedere spiritual, erau preoții, leviții care făceau slujbă în casa Domnului. N-avea nicio treabă. Dar când tu crezi că poți să le faci pe toate, din parcare poți să vii direct aici sau poți să pui presiune pe slujitorii lui Dumnezeu să facă un anumit lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta este împotriva lui Dumnezeu, pentru că în primul rând omul acesta s-a îngânfat, în al doilea rând omul acesta a devenit un împotrivitor la oamenii lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, preotul, leviții, au luat 80 de preoți, 80 de păstori, s-au dus repede după el, repede să-i spună, să-l tragă de haină, nu aduce tămâiere omule că nu-i bine. Nu-i bine să te cerți cu pastorul, nu-i bine să te cerți cu cei care sunt în frunte, nu-i bine să ai o atitudine de violentă în vorbire, să nu mai vorbim de altceva. Nu-i bine. Lucrul acesta este lăsat de Dumnezeu, punct. Și a încercat să-l oprească, să-l tragă de haină, dar Ozia, așa cum parcă numai la noi, la români, se întâmplă, a mers înainte. Și s-a mâniat pe ei, Scriptura ne spune. S-a mâniat pe preoți pentru că, versetul 18, s-au împotrivit împăratului. Dacă ceva trebuie să facem când un om o ia razna, trebuie să avem puterea să-i stăm împotrivă. Nu pentru că vrem noi, nu pentru că așa trebuie, nu pentru că avem noi ceva de spus cu privire la viața lui. Noi trebuie să-i stăm împotrivă pentru că apărăm interesele lui Dumnezeu. Mărturia lui Dumnezeu este pe buzele noastre. Putem să-i spunem, măi omule, ce faci nu-i bine. Oamenii aceștia te-au tratat cu respect. Oamenii aceștia ți-au vrut binele. Ce faci tu nu-i bine. Nu te du în direcția aceasta, pentru că vei sfârși tragic. Și Scriptura ne spune că versetul 18, i-ar fi zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au doar preoții, fiii lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din locașul acesta, căci faci un păcat. Cu cât respect au vorbit oamenii lui Dumnezeu? Au încercat să-l potolească, au încercat să-i spună, măi omule, ai grijă că nu-i bine. Vedeți și în viața lui Saul, știți cine a avut cea mai mare influență în viața lui Saul? Nimeni n-a îndrăznit să meargă la Saul și să-l mustre. Nici măcar Samuel nu l-a mustrat atât de puternic cum l-au mustrat cei din casa lui. Ionatan s-a dus la Saul și a zis, David este mai bun, chiar dacă tu vrei locul pe care vrei să mi-l lași mie, eu știu că Dumnezeu l-a ales pe David.
și l-a confruntat pe David, l-a confruntat pe Saul, pe tatăl său, i-a spus: știi ce? Tu vrei un loc pentru mine care nu e al meu, eu voi fi al doilea în Israel. Saul n-a înțeles niciodată lucrul acesta și s-a luptat cu Dumnezeu crezând că îi face bine fiului său, dar fiul său gândea mai bine ca el. Câteodată cei din casa, la oamenii care au apucături greșite, sunt prima voce a lui Dumnezeu. Și dacă ei nu o fac, trebuie să o facă altcineva. Dar primii de la care ei ar trebui să primească sunt cei din casa lui, să-i spună: mă, nu-i bine ceea ce faci. Nu-i bine să te porți în felul acesta. Au încercat să-l oprească. Și au mai spus un lucru: lucrul acesta nu-ți face cinste înaintea Domnului. S-ar putea să-ți facă cinste înaintea oamenilor, s-ar putea să-ți facă cinste înaintea unor dregători, dar lucrul acesta nu-ți face cinste înaintea Domnului. Oamenii lui Dumnezeu au încercat să-l responsabilizeze, să-l oprească pe Ozia să facă lucrul acesta. Vedeți? Ozia s-a mâniat, avea în mână o cadelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte. Lepra pe frunte. Versetul 19 din capitolul 26 din 2 Cronici. Dumnezeu l-a lovit pe loc. Știți când am înțeles eu toată situația asta din viața lui Ozia? Când a venit pandemia, pentru că un lepros nu mai putea să stea împreună cu ceilalți oameni. I-au găsit o casă și l-au trimis la izolare, așa cum ne-au trimis pe noi în vremea pandemiei. Ne-au izolat pe fiecare în casa lui și dintr-un mare împărat, dintr-un mare om al lui Dumnezeu, dintr-un mare slujitor pe care Dumnezeu l-a folosit, a ajuns să stea singur într-o casă pentru că le era frică că se infectează alții datorită lui. Când boala te lovește, nu mai contează cine ești, nu mai contează cine ai fost, nu mai contează care e casa pe care o ai, care e mașina care o conduci. Când Dumnezeu intră la judecată cu un om, toate lucrurile acestea se opresc. Așa cum s-a oprit în viața lui Ozia. Scriptura ne spune că a murit în aproximativ 2 ani după ce a fost diagnosticat cu lepră. În clipa aceea, aproximativ în 2 ani a murit și în locul său a domnit fiul său. Isaia privea la un astfel de om și continuă versetul 1 și spune: în anul morții împăratului Ozia, la care privea Isaia, am văzut pe Domnul. Știți ce face Dumnezeu acum? Îl scoate de pe scena istoriei pe Ozia și îi spune lui Isaia: Isaia, Ozia este doar un om. Oricât de bun ar fi, oricât de mare respect ai avea pentru el, tu trebuie să-l dai deoparte și să privești la Dumnezeu. Dacă vei privi spre Dumnezeu, niciodată nu vei avea dezamăgiri. Noi putem să ne luăm modele ca oameni, dar modelul nostru suprem este Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Isaia privește la Dumnezeu și Dumnezeu vine la Isaia și îi spune: eu n-am să-l înviez pe Ozia, chiar dacă pot, eu nu mai pot să-l aduc pe Ozia înapoi, dar pot să te fac pe tine, slujitorul meu. Tu ai fost slujitorul lui Ozia, ai fost cronicar la curtea împăratului. Eu vreau să fac din tine cronicarul marelui împărat, împăratul împăraților, care este Domnul. Și vine la Ozia, vine la Isaia și îi propune să lase în spate pe Ozia, să lase tot eșecul acesta, toată trauma aceasta în care a fost implicat și să accepte că trebuie să devină slujitorul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul Domnului continuă mai departe și spune: am văzut pe Domnul înalt, șezând pe scaunul lui de domnie foarte înalt. Vedeți, el a văzut un scaun de domnie în viața lui Ozia destul de mic. Acum a văzut cerul deschis, l-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron. Poalele mantei lui umpleau templu. Știți ce vrea să spun aici Scriptura? Orice împărat din vremea respectivă avea o haină, avea o haină cu o mantie foarte puternică și haina era atât de lungă cât era împărăția. Și Scriptura spune că poalele mantei
Domnului umpleau templul, nu se putea vedea, atât de mare este împărăția Dumnezeului nostru. Și spune, tu ai văzut pe Ozia, un împărat care avea o mantie strălucitoare, avea o haină care era de o anumită mărime, probabil așa a avut și Ștefan cel Mare, tot așa, mai mic. Dar atunci când Isaia l-a văzut pe Domnul, l-a văzut într-un fel în care împărăția lui Dumnezeu nu poate fi descrisă. Și trei versete după aceea vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, vorbește despre locul în care se află, vorbește despre anturajul și lauda care este adusă lui Dumnezeu. Vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul oștirilor, este Domnul oștirilor. Vedeți? Isaia scrie aici doar de trei ori, dar ce vrea să spună, Dumnezeu nu este de trei ori sfânt și atât. Dumnezeu este sfânt în vecii vecilor. Pentru că El este Dumnezeul sfințeniei, El iubește sfințenia. Dar El vrea, prin repetarea acestui cuvânt, să ne atragă nouă atenția de faptul cât de sfânt este Dumnezeu. În tot Vechiul Testament nu se vorbește despre Sfântul lui Israel, în tot Vechiul Testament cât se vorbește în Cartea lui Israel. După ce a avut vedenia aceasta, Isaia recunoaște că singurul care este sfânt este Dumnezeu. Și nimeni în Vechiul Testament, toți prorocii la un loc, nu îl descrie pe Dumnezeu atât de sfânt cum îl descrie Isaia, pentru că a avut parte de imaginea aceasta. Isaia privește la Ozia, Isaia privește la Dumnezeu, Isaia privește la El în al treilea rând. Versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, vai de mine. În dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și este prezent în locul acesta. Poalele mantiei Lui umple templu, umple inimile noastre, pentru că El vrea să-și cinstească poporul cu prezența Sa. Și El este prezent în locul acesta. Dar știți ce trebuie să facem noi? Să spunem, vai de mine! Vai de mine la ceea ce am spus ieri, la ceea ce am făcut alaltă ieri, pentru că aici este prezent Dumnezeu. Isaia, până în capitolul 6, spune, vai de voi, și începe și ia pe fiecare, toate națiunile lui Israel care s-au împotrivit lui Dumnezeu. Și aici, în capitolul 6, capitulează și spune, Doamne, eu nu sunt mai bun ca cei din dinaintea mea și trebuie să recunosc că este vai de mine. Când un om nu mai poate să zică vai de mine, nu-i bine. Oricât de mult ar vorbi Dumnezeu prin el, el trebuie să știe că cel care i-a dat darul este Dumnezeu și el este doar un vas prin care Dumnezeu transmite. Dătătorul darului este important pentru noi, nu ambalajul prin care vine. Ambalajul trebuie să fie ținut curat, să fie atent îngrijit, este important și lucrul acesta, dar cel care dă daruri este Dumnezeul cerului și al pământului, slăvit să fie numele Lui. Isaia privește la el. Întotdeauna există primejdea și posibilitatea unui faliment uman și Domnul îl ia pe Isaia și arată priveliștea și persoana lui Dumnezeu. Și Isaia spune, vai de mine. Omul când vede măreția lui Dumnezeu, trebuie să-și vadă propria stare. Când un om se întâlnește cu Dumnezeu și nu-și vede propria stare păcătoasă, Apostolul Pavel vine în epistola către Romani și spune, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. De la Adam încoace, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Singurul care putea să ofere mântuirea și să fie mântuitor este doar Iisus Hristos, Domnul, care n-a avut păcat și a murit pentru păcatele noastre. Isaia înțelege lucrul acesta, de aceea este numit Evanghelistul Noului Testament. Isaia, în versetul 8, Isaia privește
la Ozia, Isaia privește la Domnul, Isaia privește la el, versetul 5, versetul 8, Isaia privește la popor și spune: am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns. Ce răspundeți în dimineața aceasta? Ce răspundem noi înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să te trimită în casa ta, vrea să te trimită în familia ta, în biserică, să fii un model pentru oamenii mai tineri, să nu falimentezi așa cum a falimentat Ozia. Să fii un om care să-L iubești pe Dumnezeu, să fii un exemplu personal pentru cei care se ridică și vin din urmă. Și Isaia, Dumnezeu parcă căuta un alt exemplu în Israel. Și Isaia spune: Doamne, eu sunt aici, iată-mă, trimite-mă. Ar vrea să spun în dimineața aceasta, Dumnezeu te caută pe tine și pe mine. Dumnezeu te caută pe tine și pe mine. Ozia nu mai este, Isaia nu mai este, apostolii nu mai sunt, Pavel nu mai este, Petru nu mai este, dar Dumnezeu are în locul acesta, are un Petru, are un Pavel, pe care vrea să-l folosească în generația care vine, dar are nevoie de un model pentru el. Și modelul acela poate fi oricare dintre noi care înțelege mesajul pe care Dumnezeu i l-a transmis lui Isaia. Isaia s-a oprit și a spus: iată-mă, trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă. Vedeți? Nouă ne place ca Dumnezeu să lucreze și bine facem. Puterea lui Dumnezeu este mare și poate să lucreze. Dar la cine ne place atunci când Dumnezeu ne trimite să facem un lucru care nu ne place? Dumnezeu l-a trimis pe Iona undeva și Iona, în loc să o ia unde l-a trimis Dumnezeu, Iona o ia în partea asta, la altă. Iona, în loc să rezolve problema pe care Dumnezeu i-a spus să o rezolve, devine el o problemă și o ia în partea cealaltă. Și Dumnezeu, în loc să se ocupe de problema pe care l-a trimis pe Iona să o rezolve, trebuie să se ocupe de Iona, pentru că nu înțelege. Și trebuie să-l aducă înapoi, trebuie să-l arunce mare, să-l ia un pește, să-l aducă înapoi. Și într-un fel, dacă n-a fost convins de Dumnezeu cu bună voie, trebuie să-l constrângă. Să-l constrângă și să-l ia Dumnezeu în mână și să-i spună: tu trebuie să faci ceea ce ți-am spus eu. Ascultați-mă în dimineața aceasta. Dumnezeu vine, ori de câte ori veniți aici, și vă vorbește ca să vă convingă. Când ieșim de aici, dacă nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are puterea să ne constrângă, pentru că iubește sufletul nostru. Dumnezeu are puterea să ne constrângă. L-a constrâns pe Iona, l-a constrâns pe Saul din Tars și l-a făcut un Pavel. Omul acesta nu s-a pocăit când trebuia să se pocăiască. A fost martor la omorârea martirilor și a văzut sângele martirilor țâșnind din corpurile lor, pentru că a fost martor la o împroșcare cu pietre. Și nu s-a pocăit. Și se ducea spre Damasc să facă el ordine cu creștinii. Și acolo îi apare Dumnezeu într-o lumină foarte puternică și cade cu fața la pământ. Își pierde vederea. Și Dumnezeu îl constrânge, îl duce în casa unui om și îi spune: acolo o să vină un proroc să-ți recapeți. Ăsta când aude spune: Doamne, la cine mă trimiți? Păi ăsta arestează pe toți. De ăsta nu scapă nimeni. Ăsta e mai rău ca mascații de la București. Unde mă trimiți la ăsta? Și Domnul spune: du-te și roagă-te pentru el, că este un vas al meu și îl voi face un apostol al neamurilor. Când nu accepți voia lui Dumnezeu în viața ta personală, prin convingere, prin cuvânt, prin momentele pe care slujitorii le au înaintea dumneavoastră învățându-vă, ajutându-vă să vă apropiați de Dumnezeu, vine Dumnezeu și ne constrânge. Ne constrânge prin tot felul de lucruri, pentru că iubește sufletul nostru. Avea să spună Pavel în Corinteni 11: judecați-vă singuri, rezolvați-vă problema cu Dumnezeu singur,
Dar dacă nu vă judecați singuri, intră Dumnezeu la judecată ca să nu suferiți odată cu lumea la judecata de la tronul alb. Sunt trei instanțe. Judecata personală, când eu mă judec singur și mă pedepsesc singur. Și Dumnezeu spune, te-ai pedepsit singur? Ok, eu nu te mai pedepsesc. Există posibilitatea când eu vreau să-L fentez pe Dumnezeu și mă trag de o parte și spun, nu-s așa de vinovat, fratele m-a jignit, celălalt a venit la mine și mi-a zis ceva și eu am reacționat, că și eu doar om. Și Dumnezeu spune, ok, dacă n-ai înțeles, te pedepsesc eu ca să nu fii pedepsit odată cu lumea. Ca să ai parte totuși cu Dumnezeu. Dumnezeu vine și ne pedepsește în viața trupească, câteodată. Nu de fiecare dată, nu orice boală este o pedeapsă de la Dumnezeu. Nu o luați așa. Dar există posibilitatea ca Dorin Jurablea să greșească și să nu se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să nu vină înaintea lui Dumnezeu și să pună în genunchi să spună, Doamne, iartă-mă că am păcătuit atunci când apune soarele. Iartă-mă, o Doamne Iisuse, sau să nu iert eu pe alții, pentru că Scriptura spune, în momentul în care alții ne greșesc nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. S-ar putea cineva să fie vinovat înaintea mea și eu să am dreptate, dar Dumnezeu îmi spune iartă-l. Iartă-l, că el n-are minte să vină să-și ceară iertare. Și Dumnezeu spune, așa cum te-am iertat eu, iartă și tu. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi. Dumnezeu condiționează iertarea mea de iertarea pe care trebuie să o dau altora. Aș vrea să mă opresc că timpul a expirat. Cred că am trecut cu câteva minute. Vă rog să mă iertați. Aș vrea să închei în dimineața aceasta spunând, am aici o poezie, nu știu dacă mi-a două minute să o citesc, pe care a scris-o Traian Dorz în Cânturi nemuritoare, o carte groasă. Cred că sunt câteva sute de poezii acolo. Știți unde le-a scris omul acesta, Traian Dorz? În pușcărie. Când era bătut, când suferea pentru credință, nu era într-un loc așa acesta, a scris-o anumite versuri care nouă ne răscolesc inima și cu care și la care noi primim cu admirație, la el, la Traian Dorz, la Niculiță Moldoveanu, ei nu mai sunt, dar Dumnezeu caută și astăzi oameni. Și priviți la ceea ce scrie un om în pușcărie. O iartă-mi, Doamne, te rog, atâtea rugăciuni. O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci doar voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, fără să-mi iei. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. O iartă în felul acesta, nebun de a mă ruga, și învață-mă ca astfel să stau în fața ta. Și în trei strofe unde vorbește despre cum este el, vorbește în ultima strofă despre cum ar trebui să fie omul. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar eu să fiu robul tău. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc în toate să fie voia ta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.